în ordine ar fi, avem două puncte, și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, punctul 2, proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciului specific de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru că aceea se reprezintă în justiție interesele comune ca și de subator. Da. O să dă citire la punctul 1. Și anume, știți, se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Cașe pe anul 2016, după cum urmează. La venituri cu suma de 14.000 lei, la capitolul 11.02.02, venituri din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate. La cheltuieli cu suma de 14.000 lei, la capitolul 65.02.50, alte cheltuieli în domeniul învățământului. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilizat de venituri în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunii. Articolul 3. Compartimentul buget contabilitate de venituri va aduce la venire prezenta hotărâre. Știți, subliniești dumneavoastră, că în legea 248 se acordă preșcolarilor familii defavorizate un tichet de 50 de lei pentru a cumpăra alimente, respectiv îmbrăcăminte pentru preșcolarii respectiv. Pentru asta, Ministerul Finanțe ne-a alocat suma de 14.000 de lei comune Cașin pentru a acorda acestor persoane. Nu toate familii sunt cadrează, cele care nu depășesc 284 de lei pe persoană din familie. Sunt, să știți că sunt și binevenit. Atunci vă informați vecinii să vină să facă cerere sau cu cine aveți acolo și să le spuneți totodată că acele tichete nu poate fi cumpli decât mâncare și îmbrăcăminte la copii. Și nu băutură, țigări și sau alte și copii și prieteze cursul grădiniței dacă existeți să fie motivat. De medic sau alta fiind motivat. Nu au voie să... Asta e un stimul acordat în guvern. Sunt curajezi din învățământ. Preșcolari înseamnă copii și 33 și 6 ani. Între 36 și 6 ani. Până la după apicul. Dar raport de realizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Trecem la punctul 2, pe ordinea de zi, privind hotărârii pentru achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca aceasta să reprezinte în justiție interesele comunei ca și județul Bacău. Hotărâște. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și sau reprezentare prin avocat, în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare nu se pot asigura decât de personal de specialitate juridică din cadrul instituției, precum ca aceasta se reprezintă în justiție interesele comunei Cașin și județul Bacău. Articolul 2. Primarul comunei Cașin și județul Bacău va duce la definire prezenta hotărârii. Articolul 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărârii primarul comunei Cașin și prefectul județul Bacău în termen de 10 zile de la adoptare. Expunerea motive. Semnatul surorii Daniel, primarul comunei Cașin, județul Bacău, având în vedere prevederile legale, și anume, citez, în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare, necesare a autorităților și instituțiilor publice, prevăzute la aliatul 1, nu se pot asigura de către personal de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii numai cu aprobarea Consiliului Local. Consider că sunt situații în care nu se poate asigura de către consilier juridic al instituției serviciile juridice,
pentru anumite procese în care instituția este parte și pentru interesul comunității locale este necesar a se angaja avocat. Conform prevederilor legale, acest lucru se poate numai cu aprobarea Consiliului Local, revizul care propun prezentul proiectului hotărâri. Știți, prea bine că avem noi procese foarte importante pentru comun, adică destul de grave, în care suntem implicați și cu postul de la Curița, cu 10 ani de bac, procese în care nu poate să facă față un consiliu juridic, cum este al nostru, legea ne permite, v-a citit textul de lege, putem angaja avocat. Și pentru asta, m-am gândit să dăm hotărâri la modul general pentru toate procesele importante în comunitate. Vom angaja avocat. Nu pentru procese fond funciar, ca un exemplu, pentru procese de transformare a amenzilor în ori de muncă, acolo va merge juristul. Iar la procesele unde e vorba de litigi, de bani și mai departe, ne angajăm avocat că nu avem un supris. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca aceasta să reprezinte în justiție interesele comunei, ca și în județul Bacău, consider că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim, domnul Grăceanu. Păi vă invit să luați cuvântul la materialele prezentate. Am să mă refer la cele două puncte rapid. Și cu voia dumneavoastră să mă și retrag mai apoi. Referitor la punctul 2, ne referim la o stare de fapt. În modul în actualmente, noi ne angajăm, practic, avocați pentru procesele în care este angajată primăria. Cred că am mai spus în trecut că nu înțeleg rostul acestui consilier juridic, atât timp cât ne reprezintă în... Mă refer iarăși la consilier juridic, în general, la doamna Radu. Atât timp cât, practic, în procesele de fond funciar ne putea reprezenta fără probleme, cred că și secretarul comunei. Cum era mai demult. În fine, este o decizie care s-a luat, cred că, peste capul nostru, aceea de a umfla organigrama. Practic, prin aceste angajări, primăria face un fel de protecție socială. Foarte multe lume, părerea mea, nu foarte ocupată, dar și cu salarii destul de mici. Mă rog, e și problema celor care acceptă. De asemenea, da, deci sunt de acord. De fapt, este, v-am spus, este o stare de fapt. La ora actuală noi angajăm avocați. Era interesant dacă am fi văzut ce costuri am fi avut cu aceștia, am avut cu aceștia avocați până în prezent. Și de asemenea, da, atât deocamdată cu punctul ăsta să mai... Așa, deci iarăși nu m-am referit la doamna Radu, mă refer la postul de consilier juridic în organigrama primării. Părerea mea, ne puteam lipsi fără probleme, ca și de alte posturi. V-am spus, din ultimii 14 ani, cred, organigrama primării, ca și s-au umflat cu peste 10 posturi. Da, mă rog, poate suntem mai eficienți. De asemenea, în privința punctului 1, am auzit de legea, această lege, cu 50 de lei pentru persoane defavorizate, pentru preșcolari. Este locul și trebuie pus în aplicare. Mă scuzați. Sunt de acord cu ambele puncte. Sper să nu mai fie alte puncte diverse, de aceea, sau chiar dacă sunt, eu am să mă retrag pentru că sunt prins cu alte probleme. Adică chiar n-aș fi putut să vin, dar s-a întâmplat să fiu în zonă și atunci am venit și pe aici. Și asta este opinia mea pentru ziua. Bun, mulțumesc și eu. Și altcineva? Da. Referitor la primul punct, am auzit acest punct dezbătut pe mass media, este binevenit, cred că, pentru toți cei care mult puțin
primesc copiii ceva, sunt de acord. Iar în ceea ce privește cel de-al doilea punct, mai era cumva o posibilitate de a da o delegație juristului să ne reprezinte în proces. Acum nu știu dacă mai este valabilă legea respectivă sau dacă ea nu poate să ne reprezinte, să fie așa, să achiziționăm acest punct de o casă de avocatură sau un avocat care să le reprezinte. Da. Sunt de acord cu ambele puncte, nu am nimic împotrivă, așa, și voi sprijini din punctul ăsta de vedere tot ce pot. Nu știu dacă eu pot să reprezint, fiind avocat, dacă pot să reprezint Consiliul Local, nu cred. M-am uitat chiar pe legitimație, n-am mai vizat-o din 2007, dar dacă o fi nevoie, voi sprijini cu cea mai mare plăcere. Da, și acest lucru. Da, bine. Sunt de acord pentru tot. Sunt lucruri binevenite pentru Consiliul Local, pentru primărie în general. Da, mulțumim, domnul Grigeanu. Domnul... Da, sunt de acord cu ambele proiecte. O singură rămâne de aș vrea, ăștia 50 de lei. Să dau lunar, trimestrial, cum se Luna, dacă mă întreabă, atât am vrut să spun. Da, tichetii. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele două proiecte de hotărâre cu ordinea de zi. Doar atât am vrut să menționez la capitolul de diverse, să văd cu locul primar. Dacă activitatea dânsului își permite să mergem un pic în punct de vedere, să rezolvăm problema cu drumul de acces aderentului în zona de acolo. Nu mai sunt, nu mai avem acces decât cu SIBO, dar și pentru cultivași SIBO în zona să nu se compor face absolut. Da, rămâne cu duminic, dacă te-ai doar să liberi atunci, dacă considerați că oamenii cu zonă. Da, dacă considerați că rămâne pe duminică, eu o să anunț cetățenii. Care iau utilizări acolo, da. În prealabil o să stabilim și o oră. Da, duminică e la ora 10, nu știu. Deci, la ora 10. Bun, da. Bine, mulțumesc. Cine mai dorește? Mulțumesc, domnule. Referitor la punctul 2, cu angajarea unui avocat să ne reprezinte comuna, trebuie lămurită treaba. Ori mergem cu jurist, ori mergem cu avocat. În cazul în care jurista a greșit, nu a reprezentat bine comuna în procesele cu constructorul căminului cultural din Curțea sau cu amenzile în care angajatele primării și eu am câștigat procesul, trebuie sancționată. Trebuie întâlnită cu comisia de disciplină, luate măsuri disciplinare, trebuia să tragă primarul de mânică, să spună aici avem șanse să câștigăm sau aici nu avem șanse să câștigăm. Deci să ne luăm la trântă, în ghilimele, cu societăți, dacă nu avem câștig de cauză. Propun sancționarea juristei, stabilită o comisie de disciplină și luată de măsuri disciplinare și chiar dacă nu avem nevoie de servicii de ei, întrucât nu ne-a reprezentat cu succes pe loc comună, să știm, ori mergem cu jurista în continuare, ori angajăm un avocat. Ca să nu ne permitem să avem și un, să plătim și un avocat și să avem și jurist pe banii comunii. Dar știu că s-au terminat procesele, poate nu sunt eu cunoștință de cauză. Mai sunt alte procese în care comuna Cașină trebuie să angajeze un avocat ca să, poate n-am întârziat și nu știu exact despre ce este vorba. Atât am avut niște procese sau știu numărul procese. Ați primit hotărârea judecătorească cu... Permite legea ca să angajăm prin cu aprobarea Consiliului Local că putem angaja un avocat pentru a te reprezenta de procesele grele. Dar în ce procese știu că s-au terminat? Au fost ultimele apeluri, știu că nu mai sunt recursuri.
Dacă aveți o hotărâre judecătorească referitor cu Curița, ar fi bine să ne prezentați și la consilierul local. Să ne spuneți dacă ați câștigat sau ați pierdut procesul cu căminul cultural. Eu știu că s-a pierdut procesul cu căminul cultural. Mulțumesc. Mulțumesc. Ce dorește? Mai dorește cineva? Radu? Nu. Deci o să vă dau răspunsul domnul Mariano și o să punctez. Dacă suntem un proces cu căminul la Curița, suntem cu un proces la totul domnului Curelea, care în anul 2012 a încheiat un contract de lucrări fără aprobarea Consiliului Local. Consiliul Elitec știți prea bine. Acel contract a reușit în instanță să-l anulăm. Acum ne aflăm în un proces în continuare cu constructul pentru niște facturi eliberate de el la acel contract, primite la plată de fost primar de atunci Curelea și pentru nebucățire fără juste mie, așa se numește. Dar am început expertiză pentru a expertiza lucrările la adevărata lor valoare. Din contractul a fost umflat cu 150% ca pierdere. Undeva chiar la infugare a fost 1000% umflat. O infugare care costa 60 de milioane, în contract s-a semnat, a se reducta cu 1.100.000.000. 1. Mai avem, consultul a deschis în urmă o expertiză de un proces pentru plata unei sume de 30 și ceva de mii de lei rezultate într-o expertiză, dar fără să ne emite factură. În acel proces, consultul vine cu factură anulată, deci din punctul de vedere facturii față, vine cu mențiunea că în preajma alegerilor, atenție, vă citesc în ce a scris el, în preajma alegerilor, actualul primar Daniel Suroi nu a primit la plată factura, fals. Pe 8 iunie, când a emis factura, primar era Cosmin Curelea. Alegerile au fost 10 iunie. Eu am fost numit și validat de către instanță, primar pe 18 iunie. Deci eu mi-am intrat în serviciu cu data de 18 iunie, ca și primar, al comunii Cașa. Celelalte, și vă spun o chestiune, dacă celelalte facturi au fost primite de domnul Curelea la plată, pe aia care îi spui pe ea, nu l-a decis, a primit-o după 8 iunie. Vă spun eu, nu că n-a fost să o primească el, nu i-a adus-o constructorul. Acea factură, practic, el nu o are realizat în totalitate. Eu părerea, zic că ar fi fost... Totalitatea noastră? Și a venit la el. Așa? Și a dus instanța eroare. Pentru asta se stinsa instanța de două tărări, prin care e oblig punerea plata la suma aia de 50.000 de lei, plus finalizări încă din 12.000 de lei. Când cu aceste facturi, instanța a judecat în eroare. Ce am făcut? Am procedat la revizuirii dosar, contestații la notulare și recurs. Recursul va merge la Înalta Curte și Casație la București. Contestația în anulare și revizuirea se judică pe 17 martie, acum. Pentru asta s-a luat această hotărâre, să avem avocați. Chiar doi avocați am luat. Avocatul care l-a avut, am renunțat la el. Fiindcă mi s-a părut mie că nu neapărat cum a trebuit pe fond. Și într-adevăr, cam așa rezultă. Nu toate ce am ținut eu în rechizitor, în motivare, nu neapărat cum a trebuit. Dar vă spun sincer, nu va rămâne așa. Am făcut plângeri penale pentru mărturii mincinoase și documente false depuse la DNA, București, la ANAF, am luat să-mi trimis răspunsul, l-am verificat cu consultul și am găsit cele trei facturi la cotor. Deci în momentul când tu emiți o factură, trebuie să ai două la cotor, una pleacă la cel care îi dai. Ți-o refuză la plată, îi faci notificare, îi trimiți în poștă, trebuie să ai toate dovezile că tu iei, dar tu și-a refuzat să o primească. Și conform termenului contractual, în contractul clasul noi cu el, în termen de 5 zile, de la emiterea facturii, nu avea obligație de a plăti. De ce? Oare, dacă ai emis factura, ai spune că n-a primit-o cu primărie la plată, atunci vin primar cu ierea, nu ne-a dat judecată după 5 zile și ne dă judecată după 3 ani de zile. Toate aceste există la dosar, factura anulată există depus la dosar și organul să face acum cursul. Și penalul, și cu civil. Eu sper că acest proces îl câștigăm, că avem dreptate și suntem nevinovați, nu putem plăti noi 7 miliarde de penalități pe factura anulată. Deci atât timp cât o factură este anulată, ea nu există. Cei care au făcut comerț sau știți contabilitate, vă dați seama despre ce este vorba. Cam așa stau lucru. Așa că eu zic că este necesar să angajăm avocați în proces de genul ăsta, că avem de-a face cu oameni cu genul ăsta. Cu oameni care cu sânge energie duc în eroare și stată de judecată. Eu la ultimul plumbare, eu când am fost la proces, la ultimul proces am fost și voi fi la fiecare proces acum încolo cu constructul la Curița, prezent în sala judecată. Să văd cum se judecă procesul și la care pot să aduc și eu argumente ca un voi. Chiar dacă am avocat, pot să mă ridic, am vorbit cu avocatul, să mă ridic să spun ceea ce știu și eu despre toată această situație. Așa stau lucrurile.
Azi un minut, un întreb la replică. Imediat după ce a fost instalat primarul Soroiu la Cașin, Soroiu semnează un contract de continuarea, finalizarea lucrării cămin cultural cu Curița de 2,5 miliarde de lei. Este adevărat? Este de acord cu plata 2,5 miliarde de lei. Care-i contractul? Păi anulează tot... Care-i contractul? Am contractul. O să-l aduc. Care-i contractul? O să-l prezint. Cum poți vorbi? Da, trebuie pe în consiliu contractul. Da, spune, la vorbește ea Iulia cu care cu Pelic. Nu mi-a dat cum am lăsat. Dar nu-i cu Iulia, cum poți vorbi? Și ce punctul de vedere, ca aceea nu-i dat să... Nu-i dat să spun cu altul acolo. Dacă 4 ani, în 4 ani s-ar fi putut desluși cărnirul la cultural la Curița. Concluzia este că timp de 4 ani, căminul arată mai rău decât când l-am deschis către curițeni. Nu numai că a câștigat, arătați hotărârea judecătorească. În 4 ani, primăria Cașin a pierdut procesul, că încearcă acum un apel, un recurs. Dar hotărârea aia e definitivă și revocabilă. Arătați-o. Primăria Cașin a câștigat procesul cu Anelba, că am anulat contractul 6 miliarde, care l-a filat dumneavoastră și pentru acel contract a primit amenda de 6 milioane la primărie, 1.200.000. De ce nu știe el oaia? Pentru că doar totul gata e că a recusat. Arătați-o. Dar nu știu, dar au consilieri. Am câștigat și am anulat contractul 6 miliarde. Acest proces care e acum este făcut în mod salvolic de cotutul. V-a spus cu expertiza aia și cu minciunile care a depus la dosar. Nu are legătură cu contractul ăla care nu le-a venit de 1.200.000. Ăla l-a luat în stat. Și mai mult atâta. Aveți pe-ați făcut în 2008. Aduceți o tărârea și de cătărea să le luați cu mare lucrurile. Aduceți o tărârea și de cătărea să le luați. Dar de ce? Trebuie să facem cerere la adresă scrisă către primărie să primim și noi. Fiți mai transparenți. Arătați-mi și consilierilor. Potrărerea. Am două întrebări. Unu. În ce bază ați inaugurat căminul cultural? Da, am și filmare, am spus, în proporții de 80%. În ce bază? Care a fost temeiul juridic? Aveați procesul verbal de recepție a căminului? Întrebare. Căminul cultural l-am deschis, am spus pe scenă, în prezența poliților, pentru că trebuia să organizăm secții de votare acolo și am fost destul de transparent, am spus cu 80%, găsiți filmarea, am spus cu 80% este finalizat. Mai aveam... Deci, intrarea de conform legii 50 și ordonanței 34, o inaugurare se face după predarea amplasamentului. Adică gata. Da? Recepția lucrării. Adică vine constructorul, vine inspectorul ISC, vine președintele de comisiei de recepție și ia căminul, deci constructorul Anepac, îl predă primarului Curelea, reprezentantul Oatei Cașin, construcția, la gata. Vă întreb, din punct de vedere juridic, cum ați inaugurat căminul? Dacă ați fi avut dreptate din punct de vedere juridic, ați fi câștigat. M-ați acuzat de vrute și nevrute. Timp de 4 ani, nu v-a dat nimeni nicio dreptate. V-am întrebat, care este comisii, temeiul juridic? Am avut și o comisie pentru stabilirea secțiilor de votare. Vreți să spuneți acum peste 3 luni, unde doriți să faceți o secție de votare în Curița? Nu, am două întrebări. Vreți să traversați toată Curița de la un capăt la altul la o secție de votare? Secțiile de votare să fac unde vreți să faceți? Doresc, doar dai cu primar degeaba cu mâna. Nu-i spui ce acum o întrebare. Unde doriți să faci secții de votare la Curița peste 3 luni? Nu dați-vă acolo și puteți să vă spună primar. Nu aveți răspuns. Nu aveți secții de votare. Nu se fac în capul meu. Domnul primar organizează anul ăsta alegerile locale. Unde o să o să vă spună dumneavoastră. Deci, asta era întrebarea. În ce bază? Care a fost temeiul legal de a-ți inaugura căminul Curița? Am avut o comisie pentru stabilirea secțiilor de votare în căminul electoral din Curița. Nu are nicio relevanță la acest lucru. Nu s-a spunem că nu era o alegeri. Cum l-ați inaugurat? Care a fost temeiul? Da, am spus pe în fața curițenilor că 80%, deci am fost destul de transparent. Mai aveam de finalizat. Am inaugurat fără proces verbal de recepție?
considerați că trebuia inaugurat fără proces verbal de recepție a lucrării? Am inaugurat o sală de vot. Trebuia, da. Era nevoie de o sală de vot în, peste câteva zile. N-aveam ce să fac. Putea face, dar reținiți unde s-a mai făcut. A doua întrebare. Nu s-a întâmplat. De ce ați anulat prin act adițional garanția pentru bună execuție? Care a fost temelul juridic pentru care ați anulat în act adițional garanția de bună execuție? De ce? Trebuie să ne arătați. Deci există act adițional prin care dumneavoastră ați anulat garanția de bună execuție. Arătați-mi anularea garanției de bună execuție. Mulțumesc frumos. Și încă o întrebare. Cum ați putea, semna contractul de lucrări 2 fără aprobarea Consiliului Local, când în titlul contractului scrie prezentul contract a fost încheiat între OAT Cașin și 10 ani BAC, cu aprobarea Consiliului Local, linii când nu a fost aprobare, care ce spune? Hotărârea Consiliului Local potrivnicește să, și aprobă achiziția studiești primară să vedeți contractul. Cum ați putea? Iar vă contrazice. Când s-a aprobat investiția Cămin Cultural Bucuriță, proiectantul a dat o valoare de 14 miliarde. Cam așa, din câte mi-aduc aminte. Noi ne-am încadrat în acea sumă dată de proiectant. Nu am depășit acea sumă. N-am făcut căminul cultural de 20 de miliarde. Ne-am încadrat în valoarea acelui cămin cultural. Dacă un cămin cultural la Bucuriță a costat 14 miliarde, la grup sanitar de 50 de metri pătrați a costat, dacă faceți regula de 3 simplă, calculați cât costă un metru pătrat de construcție, o să vedeți că mai mult a costat WC-ul din Curtea Școlii decât... Nu duceți în eroare consilier. Nu ați avut aprobarea Consiliului Local. Am avut aprobarea de investiția acelui cămin cultural de la bunul cer. Care a fost 14 miliarde. Care a fost în 14 miliarde. A fost prima licitație din care Ius Construct a câștigat această lucrare cu 6 miliarde, a dus lucrarea la Roșu cu 3 miliarde și jumătate din primăria și a intrat în faliment. S-a făcut un lucru. Aici stop. Un pic frânesc. A intrat în faliment. Timp de 2 ani s-a reorganizat licitații, întrucât firmele s-au contestat între ele. Una jumătate, cam așa durat. Întrucât firmele s-au contestat între ele, noi am vrut să desemnăm firma câștigătoare cea cu 3.900.000, dar datorită faptului că n-a avut documentele puse la dosar, a câștigat firma cu 7 miliarde. În firmele, noi am făcut adresă către București să revadă licitația, să ne ajute să desemnăm firma cu prețul cel mai mic. Dar nu s-a putut, pentru că celelalte firme nu aveau documentele la zi și ne-au obligat, într-un fel, să desemnăm firma cu prețul cel mai mare. Între timp, într-un an jumătate, apa s-a infiltrat prin acoperiș, întrucât firma cealaltă a lăsat lucrarea neterminată, s-a deteriorat acoperișul. A trebuit modificat, proiectantul a dat modificarea acoperișului. Nu putea cealaltă firmă să repare, să facă acoperișul peste putregaie, bârne putregăite și mai mult decât atât. S-a infiltrat apa, a trebuit modificată tâmplăria, după s-a ridicat șapa de ciment. Nu noi, proiectantul a venit și a dat soluția pentru... Atenție! Deci, vă spun cu s-a lucrurile. A câștigat la continuare cu licitația ANELBAC cu 7 miliarde, o sumă cea mai mare, mult cu ceea ce spune el. A câștigat atunci faptul celălalt criterii economici. Pentru o garanție de 10 ani, pentru o execuție de 3 luni, aici a avut punctaj și a declasificat DMC-ul care avea un preț mai mic. Dar avea o garanție mai mică și mai mare. După ce s-a încheiat contractul, curatul și cu să face alt adițional și să anulează garanția la creșterea și mai departe. Una la mână, a doua la mână. S-a făcut licitație cu 7 miliarde. Nu a fost ajuns să face acel contract, de propus Consiliul Local, de 7 miliarde, la care știți care a fost atentii, la care valoarea a dat proiectantul. Pentru continuare lucrări, de 2 miliarde și 600. Nu s-a ținut cont devizul analitic a proiectantului și vine cu devizul construcții și aprobă contractul de 6 miliarde ăla care am luat în instanță. Pur, vă fac o socoteală simplă. 4 miliarde dă proiectantul pentru construcții, da? Haideți să fac 3 miliarde jumătate, plătit un Ius Construct. 7 miliarde contractul încheiat cu Oarele Bac. Cât faci? 24. 37 miliarde. 14 miliarde. 7 miliarde. Și cu 6 miliarde contractul 2,
face 60 miliarde jumătate, se depășește valoarea de proiectare cu 2 miliarde jumătate. Despre ce vorbim? Nu ai voie să depășești valoarea de proiectare cu 10 bani. Cu 10 bani nu ai voie să depășești, dar nu cu 2 miliarde jumătate. Matematica e simplu, domnul Dumnezeu. Valoarea de proiectare fără TVA. Nu mai am datele exacte acum din dar dacă ați fi avut dreptate, ați fi câștigat în zona asta. Am câștigat, am luat cu treabă. Nu trebuia să intrăm în această bocirlă cu Camerul Cultural pe niște ambiții personale, că nu n-am vrut să finalizezi acea lucrare la poliția. Concluzia, uite, după 4 ani, acel constructor, cu tot cu penalizări, a ajuns la o sumă mult mai mare, nu știu exact. De asta vrem hotărârea judecătorească. Noi, de patru ani, că mai ales când o veni o altă firmă, din nou proiectantul, să ne facă Căminul Cultural. Te-am gândat că vorbești, noi, ce gând? Corect, fie ce gândi, da. A fost în gândare. Da, fie ce gândi, da, fie ce de garanție a lucrărilor. Se anulează articolul 16.2 și la articolul 16.2 din contract spune: perioada de garanție acordată lucrării este de 120 de luni. Care a fost de ce mai vreau să vă unim? Care a fost utilizat? La orice contract semnat, am avut comisii de... Doamna secretară. Dar nu s-a... Dar bine, dar acum simplu fac și eu, fac o întrebare. De ce ați anulat totuși garanția aia de 120? Ați renunțat la garanția de 120 bani în favoarea unei garanții de 12 luni, dumneavoastră. Era bine, nu am urmit, dar nu e loc! Eu! E orice, adică nu trebuie să fie garantat până la urmă. Care a fost locul și motiv? S-au primit bani în plus de către... Nu se întâmplă nimic cu toate reclamațiile astea. Dar cu vorba de reclamații. Să cultural, dacă era să întâmplă una acum să... Dar o întrebare... Am avut și eu o comisie, nu știu. Da, bine, dar... Am anulat comisia asta, deci că a fost în procedură. Care a fost motivul anulării acelui... acelei garanții? Și ce ați rezolvat că atâția ani am lăsat curițenii fără un cămin cultural? Nu, nicio tragedie, se putea rezolva de la bun început. Mai mult decât atât, știu că la imediat de la aprobarea mandatului, am fost de acord cu plata unei sume de 2,5 miliarde. Uite, și la scurt timp ați anulat acea plată, fiindcă nu știu ce nemulțumire ați avut. Odată semnat că vrei să continui sau să finalizezi lucrarea, ce semnezi cu ștampila la... Ce contract, mă, ce contract, cum semnezi un contract la secretar, dar explicați-mi... Nu l-am. Ce contract să semnezi eu? Dacă era contract semnat cu tine și am urmărat. Domnul primar, că cu actul adițional a fost o scăpare și vi s-a dus la cunoștință la vremea respectivă și constructorul a fost de acord să se corecteze actul adițional. Deci v-am spus de nu știu câte ori și eu și doamna contabilă că haideți să corectăm actul adițional cu privire la... Eu v-am chemat și v-am spus ce faceți cu ăla a fost adițional. Da, și dar când a fost în piața lui? Deci a fost o scăpare de eroare și v-am spus la vremea respectivă. Și țin, cum doamna nu judecată, care a fost scăparea? Nu, atenție, domnul Mărel. Pentru actul adițional care v-a făcut a fost la lângă zi, am dat o judecată, e procesul. E proces. Prin care am dat-o judecată, am ales contractul și a condiționat. Și instanță nu a anulat decât contractul. Jurisarabă, tu toată ziua stă pe Facebook. Nu trebuie să reprezinti procesul. Ia chema ce fac jurisarabă. Când am judecată, dacă constructul a avut, am chemat constructul de 3 ori la primărie, de tine, doamna Vizu, s-a anulat contractul și a condiționat și a spus că este bine. Și vorba a început procesul. Eu am vorbit de actul adițional din contract. Dacă și până am dat-o judecată, nu am văzut la unul este constructul. Dar înainte să... De ce s-a semnat actul ăsta adițional dacă să se anuleze garanția?
Nu știu foarte multe amănunte, dar știu o situație, că atunci când a venit constructorul la firma asta, stătea acolo, dumneata stătea aici, eu și Gosan, restul membrilor consiliului n-au venit la ședința. Și știi că ți-am spus și eu și Gosan, nu-i normal, domnule, să faci treaba asta. Domnule, ce spui, nu-i normal, ce să fiți... Atunci ce mai ne dăm? Noi am făcut adresă. Dacă am făcut adresă, noi ca să se facă, au venit constructorul respectiv, reprezentau firme, cu niște chestii care ne-am considerat că nu sunt normale. Domnul Radu, secretar, a făcut adresă către toți consilierii, i-a chemat la ședință. Am vrut să fim transparenți. Mai mult decât atât, repet, ne-am încadrat în valoarea dată de proiectant. Dacă cheltuiam un leu în plus nejustificat, eram, Doamne ferește, în altă parte, cum și autoritații. A fost un subiect de campanie acel cămin cultural la Purița și cu asta baza. 4 ani, e paragină. Când o veni altă firmă, din nou va veni proiectantul și iar o să facă o revizuire acolo, să vadă ce pagubi sunt și iar ne mirăm de ce costurile sunt atât. Ce să zicem, greșelile au fost mai multe. Da, Referitor la cele două puncte, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Nu. Până la urmă, nu știu cum să vă spun. Până la urmă, căminul ăsta a devenit o discordie, dar este interesul comunii. Domnule, căminul comunității. Comunitate, nu pentru soția lui. Că nu-i place lucrarea de mine sau mie, de lucrarea sau de sororii. Domnule, haideți să vedem. Preația cu gura mare, cum mă băgați în pușcărie atunci. Ați aruncat cuvinte... Căminul nu putea fi terminat pentru că exista un litigiu. Deci haideți să vedem lucrurile cum sunt. Consiliul local ar fi aprobat continuarea lucrărilor în condițiile în care litigiul nu se terminase. Domnilor consilieri, erați de acord? Noi se intrăm acum fraudulos cum a fost și celelalte contractele anterioare? Căminul ăla a fost predat de constructor. Căminul ăla este al constructorilor. Vreau să vă întreb numai puțin, Există proces verbal de predare primire? Nu există. Bun. Da. În cazul acesta, firma constructoare trebuia să asigure baza la tot ceea ce există bun în la predare primire. Dacă în această perioadă căminul a ajuns într-o anumită stare, care nu mai corespundea, s-au stricat, s-au furat bunul de acolo, nu răspunde Consiliul Local. Neavând acest succes, nimeni, răspunde firma. Va zic că toate litigiile trebuie lămurite și clarificate până la data preluării căminului. Ce aparține Consiliul Local. Dacă conductorul era lăsat în pace, primea, se făcea și procesul de predare recepției de către primărie. Dar fiindcă primăria s-a luat la trântă cu constructorul, că a zis că suntem mai deștepți și o să vedem noi ce constructorul a fost împiedicat să-și dezvolte. De bani. Când a încheiat contractul la 6 miliarde, avea bani în buget? Am avut contabilitate, secretariat, în comisia... Nu are bani în buget. Drept dovadă, un contract nu ți-a semnat contractul. Contabil, am dat la contract. Dacă nu eram primar, știam. Din când ai avut nicio bani cu Consiliul Local, nici bani cu cine, nu ai avut nimic. Nu ajungeam în căminul cultural în paradis. Asta. Dacă să fii plătit la suprapreț un cămin care... Dacă era la suprapreț. Păi Maria Cașa a costat 1 miliard. Și trebuie să fii dâmare, căminul ăla e jumătate ca suprafață. Nu scrie jumătate, ai mai spus odată treaba asta. Nu scrie jumătate căminul ăla cultural. Nu, dar stați acolo. Acolo sunt numai instalațiile de sonorizare, lumini, că acel cămin cultural era dotat și în interior. Niciodată nu spuneți de treaba asta. În proiectare erau dotări ale căminului cultural, centrală, calorifere, pompă. Dar erau, se executau. Dar nu ați lăsat Primăria Cașa
are centrală sau cum, nu are încălzire. Dar și instalații de sonorizare și lumină. Le aferente unui cămin cultural, care erau destul de scurte. Cea mai proastă alegere cu Anel Bacola. Mai nu am făcut noi. Eu chiar am făcut comisia. Acum 2 ani, domnul Curelea, țineți minte, dar nu știu eu dacă o să recunoaște lucrul ăsta, mi-a spus că nu-i bine să ne luăm la trântă cu acest Antohi Dumitru, care-i justiția la picioare. Nu m-a spus eu așa. A spus că are dreptate. Mi-a spus că are, mie personal mi-a spus, lângă mașina dumneavoastră, că are justiția la picioare. Justiția în ziua de azi favorizează pe unul sau altul. Nu l-a favorizat pe Crăveniciu, dar un exemplu, ci favorizează pe Arbor. Dar a spus lucrul ăsta, că nu-i bine noi, adică care nu suntem. Aveți și dumneavoastră dreptate, că poate doamna bătăioasă să ne prezinte, să câștigi un proces, că este un proces greu, cum a spus și domnul primar, cum recunoaște și dumneavoastră, este totuși un proces greu. Nu știu de ce am ajuns în situația asta cu căminul cultural. Cine a dorit să ajungă în situația asta? Și tu ai făcut situația asta? Mai nu, nu, dar nu eram primar, erau căminul cultural, îl aveau pricele și acum să turau de jucat în el. Ai semnat un contract de legal? Nu, de unde? Demonstrați că e. Păi l-am luat în instanță. Și concluzia, de ce le-a dat? Dacă ai anulat în instanță, crezi că cealaltă firmă, când o să vină, nu o să aibă iar de lucru? De ce stai acolo de lucru? Ai văzut, ai echipuri de atât peletit? Tu mi-ai dat casa făcută în 2008. Cum arată casa dumneata la peletit? Cum arată că ești dat făcută în viață? Tu mai ai grupul sanitar în școală, făcut să anul trecut. Să vezi ce trăbături are în interior. Să vezi cum pot din toată școala. Și cu 1.800.000 un grup sanitar. De 40.000. Hai, uite, ne certăm, iar ne văd că Nu mai avem discuții. Cine este pentru... Vă rog să fiți atenți la punctul 2, că... Dar ce faci, măi? La punctul 1. Punctul 1. Cine este de acord cu punctul 1? Așa, toată lumea, da. Cine este de acord pe la punctul 2, cu angajarea unui avocat. Dar eu spun numai în procese de grele, nu chiar în procese specificate. Să ne înțelegem. Jurista se ocupă de fond funciar, de grădiciuri, care pot fi în unul primar. Minore. De astea procese ale UAT-ului, care sunt mici și nu implică atât... Dar trebuie să fii și noi atenți de avocat. Da, interesul comunității este... Am luat Ionuțiu și am luat jucătorul, ce l-a luat cu dreptul ăsta. Nu, ăștia sunt avocați, ce zice mai mult... Jurisconsul nu este avocat. Domnul, poate ne poate ajuta și domnul Vrăceanu, acum mai lucrează în... Tagma asta e mai cunoaște, care sunt lucrări de jos. Haideți, cine este pentru angajarea unor permisii juridice? Eu aș angaja pe domnul Vrăceanu. Cine este împotrivă? Cine se abține? Împotrivă domnul Vrăceanu. Domnul Vrăceanu a făcut de acolo. Mulțumim pentru...